Iată aici magazinul unde noi procurăm produse bio. Se numește La Boata Green, cutia cu semințe. O să ne uităm aici să vedem ce putem să luăm. Iată, o să iau un ananas. Iată, aici sunt semințe germinate. Să vedem ce e aici. Germen de floarea soarelui. Iată, aici avem lucernă, dar eu, ca de obicei, germinez singură semințele. O să vă arăt și semințele, secția cu semințe care eu le iau. Iată, eu o să-mi iau frunze de fale. E $2, 1,99 sau ce. Să ne ajungă pe mult timp. Aici avem diferite paste pentru tartine, pe vegane, tofu. Iată, din plante. Brânză de capră, aici smântână, diferite sorturi de tofu, tofu dulce, tofu cu migdale, tofu mai dur. Iată diferite, eu ca de obicei iau de acesta, este mai dur și mai ușor de preparat și îmi place foarte mult. Iată, acesta este mai moale, foarte, foarte dulos. Aici e secția de lactate, diferite iaurturi, dar eu, ca de obicei, iau iaurt uneori iată de acesta. Astăzi nu o să iau, fiindcă am preparat acasă, dar eu o să iau smântână. Iată aici odio. Și unde e smântâna mea? Iată, eu de această smântână iau fără lactoză. Să vedem. Este de 14%. Aici nu poți găsi altă smântână. 10, 5, ca de obicei suntem obișnuiți. Da? Mi-e place și aceasta. Aici e secția cu băuturi din migdale, din ovăz, cu ciocolată, fără zahăr, original, iată, din cocos. Acesta este lapte de capră. Acesta este de 2% lapte de capră.
este foarte gustos. Și aici este crem pentru cafea. Lapte organic biologic de la văcuță, de 3%, de 1%. Noi diversificăm, putem să luăm de 1% sau de 3%, doar când prepar clătite. Secția de carne diferită. Noi cu carne nu prietenim, dar iată când avem nevoie, luăm de găini de acestea, hrănite cu grăunițe. Vedeți? Secția este aproape goală. Lumea iubește aici găinușa. Aici vedeți care de cașcavaluri. Și iată eu o să iau. Iată aici un pic de acesta este tare și este foarte gustos și o poți da la răzătoare. Iată aici secția care eu o ador. De aici eu procur. Iată aici este drojdie inactivă. Vedeți, iată așa e. Aici este praf de cacao. Aici este cherub, care eu la fel îl ador. Aici e o diversificare de orez. Noi, ca de obicei, luăm orezul e de acesta. Orezul negru. Și toate cereale integrale. Noi de aici le procurăm. Ovăsul, hrișca. Iată, din aceasta eu împulțesc hrișca, fac făină de hrișcă. Iată aici melanj sau amestec de semințe. Eu spun aici, ia, și o să-mi iau semințe. Iată acesta pachetul. Semințe de in, semințe de floarea soarelui, semințe de susan, gustoșenie. Aici este mașina unde poți prepara singur untul de arahide. Iată aici stau nucile. Și iată apeși pe acest butonaș și aici curge untul de arahide gata. Iată aici este un vas. Acum eu nu am nevoie, nu o să-mi procur, fiindcă mai avem unt de arahide, dar este comod, natural și foarte gustos. Iată, eu am scris codul la produs și cu el merg la casă să-l plătesc. La final o să-mi iau biluțe pentru spălat de veselă, pentru mașina de spălat. Și aici, pentru spălat veselă cu mâna. Aici avem la fel pentru curățirea în baie. Sunt produse non-alergice. Mie îmi plac foarte mult.
Iată, aici se termină, se finisează excursia mea în acest magazin biologic. Merg la chitare. Vă doresc o zi frumoasă și sper că v-a plăcut această excursie minunată. Vă iubesc și vă îmbrățișez, vă doresc multă, multă sănătate!